nu aș dori să se repete în experiența mea cu copii este, eu am simțit lipsa unei puteri de a decide când eram mică, să zicem. Da? Unde mergem? Dacă mergem în vacanță acolo sau facem aia sau mergem în vizită acolo sau ce facem? Și de-aia mereu împărtășesc, adică facem împreună lucrurile astea ca să aibă senzația că și ei, nu să aibă senzația, chiar așa să se întâmple, să decidem împreună. Din experiența cu părinții mei, n-aș repeta forțatul la mâncare, în primul rând. Asta mi se pare odioasă, pentru că am senzația că na, copilul e, în fața lui e persoana aia în care are cea mai mare încredere și pe care îi iubește cel mai mult. Și când vede că ființa aia vine și bagă lingura în gură și spune trebuie să mănânci tot, că dacă nu mănânci tot se întâmplă nu știu ce și nu știu cum, asta n-aș repeta, mi se pare groaznic, am sechele și norocul e că și eu și soțul meu amândoi avem sechele cu asta, cred că în Moldova era o problemă cu mâncarea. Ce aș vrea să nu se repete, comparațiile, deci asta aș vrea să nu mai fac, dar uite-te la ăla, comparațiile astea când eram mic mă deranjau, iar acum îmi dau seama că nu fac bine. Aș vrea să nu fac comparații, să nu-i spun lui Sasha că e mai nu știu cum decât altcineva. Fiecare e unic și fiecare are ritmul lui de creștere, fiecare are stilul lui. Da, cred că vreau să-l las liber, mai liber decât am fost eu. Și eu am fost liberă. Dar n-am avut libertate pe alte părți. Poate n-am avut atâta afecțiune cât mi-aș fi dorit să primesc. Iar asta nu vreau să se repete cu Filip. Nu aș repeta nimic din relația cu părinții mei, cu Mara. E mai puțin relevant. Ce este relevant este atenția și dragostea pe care mi-au dat-o părinții, lucruri pe care încerc la rândul meu să-l transmit copilului. Cu toții greșim mai devreme sau mai târziu, mai mult sau mai puțin, dar dacă măcar reușești să-i dai constant atenție și dragoste, cred că o să fie bine.